Bun venit înapoi tuturor! Salutare! Suntem fericiți pentru că avem antrenament de piept de discutat. Sau mai bine zis, sunt eu fericit că e unul dintre puținele care îmi place și mie. Da? Că în rest trebuie să stau să sufăr lângă colegul de antrenament care lucrează la încălzire. Care și el suferă la rândul lui când vede pe alții. Așa, care lucrează la încălzire cu greutățile mele maximale. Așa. Bun, deci astăzi discutăm despre împins din culcat, da? Bench press. Am lucrat cu benzi, după care am lucrat exercițiul denumit pin press, da? După care am lucrat Larsen Press. Ne-am jucat un picuț cu bara noastră minune denumită bara Earquake și la final am încercat și niște one rep max-uri care au mers surprinzător de bine. O să vedeți pe parcursul filmării. Haideți să dăm drumul la antrenament, să discutăm pe ce am lucrat. Da, de data asta am fost trei parteneri de antrenament, am avut un... Îl salutăm pe Gabi, care da. S-a alăturat echipei pentru antrenamentul de azi. Dacă nu mă înșel, primul lui antrenament în toată perioada asta. E, nu, din câte mi-a spus a mai lucrat, dar a lucrat cu greutăți un pic mai mici, că nu avea greutăți mari, restul a lucrat. Băi, tocmai de asta, antrenament așa, nu știu, cu litere mari, cu... fără ghilimele, știi? Da. La modul ăsta. Ca de obicei, ne-am încălzit destul de câteva ori cu bara goală, după care cu discul de 10 kg facem încălzire un pic mai atentă, mai riguroasă, ca să unii dintre noi să-și găsească poziția bună pentru bench, arciul, poziția picioarelor, poziția spatelui, asta în cazul lui Răzvan, să zicem, în cazul da, nostru și al lui Gabi, cred că a fost mai mult vorba de încălzire musculară, pentru că nu avem o poziție la fel de bună din prisma arciului, dar măcar trebuie să ne încălzim foarte bine ca să, da, să reușim să urcăm multe ori la greutăți mai mari. Ai zis o chestie foarte bună, și anume faptul că, mai ales pentru cei care fac arci, benchul, mai ales într-o zi de competiție, poate fi foarte problematic. Bine, nici neapărat într-o zi de competiție, chiar și într-o perioadă de antrenament. Gândiți-vă că dacă vine după o sesiune de squats, cum a fost cazul nostru, care a făcut strâncă zi înainte din flexiuni, e clar că zona spatului, zona lombară poate fi un pic mai afectată, poți să ai diverse contracturi sau pur și simplu te simți mai tensionat datorită antrenamentului greu pe care l-ai făcut și atunci benchul unde ai nevoie, indiferent de, până la urmă, indiferent de modul de execuție, fie că faci arci, fie că nu, dacă ai un spate tensionat, oricum o să-ți fie foarte greu să împingi cu atât mai mult dacă faci arci. O să te întrerup un pic pentru că am observat o chestie, da, la ce a executat Gabi acum și vreau să fac o precizare pentru toți cei care se uită. Deci, de ce nu e bine aproape nici la încălzirile inițiale să îți iei bara singur din rack? Pentru că el și-a găsit o poziție bună și în momentul în care a luat bara de pe suport și-a stricat acea poziție bună și-a stricat poziția umerilor, i-a scos din nou în față, după care a luat bara și după care a reîncercat să găsească o poziție bună cu umerii retrași în spate, pe care o pierduse pentru că s-a întins după bară. Deci, cel puțin la greutăți medii și mari, nu lucrați fără spotter, da? Pentru că voi trebuie să vă găsiți o poziție perfectă a spatelui, da? Și după aia să încerci să, când iei bara, să nu mai miști deloc omoplații și umerii, să-i lași acolo cât mai în spate, cât mai retractați și bara să te-o dea cine te ajută. Da, categoric, anreacul la bench, spre deosebire de cel de la squat, poate fi mult mai obositor, adică la squat este mai mult o chestie de stabilizare, la bench este mai mult decât stabilizare, este și până la urmă și impactul greutății pe care îl ai brutal dintr-o dată. Ori în momentul în care ești ajutat să ridici greutatea de pe rack, categoric va fi mult mai ușor de adaptat atât pentru corp cât și pentru mușchii pe care îi solicităm la acest exercițiu, având în vedere că este totuși un exercițiu unde folosim foarte multe grupe musculare. Deși este un exercițiu care este, să zic așa, nu este neapărat atât de
discutat din spate, în sensul în care nu ne gândim foarte mult la complexitatea lui, de fapt ajungem la concluzia că pentru a avea o execuție foarte puternică și foarte, foarte bună din punctul ăsta de vedere al manifestării forței, chiar avem nevoie de tot, de tot corpul și automat orice risipă de energie, fie că este vorba de, de unrack, care mai ales la greutăți foarte mari poate face și de foarte multe ori face diferența între o execuție reușită și una nereușită. Drept dovadă, chiar și în competiții, chiar dacă ai opțiunea să nu, să nu fii ajutat, majoritatea sportivilor optează pentru, pentru a fi ajutați de un, de un spotter. În unele cazuri poți să fii ajutat chiar de către antrenorul tău, de către unul dintre colegii de antrenament, nu este obligatoriu să fie unul dintre spotterii oficial ai competiției. Deci dacă, de exemplu, asta depinde foarte mult, asta depinde foarte mult de regulile federației sau regulile concursului la care participi. Câteodată se poate ce ai zis tu, alte ori nu se poate și ești obligat să fii ajutat doar de spotterii desemnați de ei. Da. Depinde categoric foarte mult de... Categoric că vei fi avantajat de un, de un, de un om care, cu care te antrenezi și care știe cum să te ajute, pentru că fiecare... Da, dar oricum e mai bine să ai, e mai bine să ai orice spotter decât deloc. Categoric, categoric decât deloc e oricum o, o diferență foarte mare. Pe de altă parte, cum ai spus și tu, dacă, să zic așa... Mamă, dar ce priză gust ai făcut aici? Da, am zis să-mi încălzesc un pic și, și trece fi la, la încălzire. Dacă, cum ai spus și mai devreme, prin absurd nu avem varianta de a folosi spotter sau de a fi ajutat de către cineva din sală, varianta cea mai ok este să, evident, să nu exagerăm cu greutățile, dar la fel de bine, pentru siguranță, aș recomanda ca suporturile de, de deasupra, deci să fie foarte apropiate de, de, de mâini. Cele pe care le avem noi, după cum vedeți, sunt foarte, foarte înalte. Dacă se pot coborâ sau dacă există opțiunea de a, de a avea niște suporturi mai, mai joase, știu că majoritatea sălilor au niște, nu pot fi neapărat adaptați, ci sunt practic nivelele acelea unde poți să arunci bara. Și de majoritatea au două sau trei mini racuri, ca să zic așa. Și cealaltă variantă pe care o, o propuneam și care, iarăși în cazul în care nu putem să executăm greutatea, ar fi ca niciodată să nu folosim clipuri laterale, pentru că în momentul în care rămâi cu greutatea pe tine, indiferent cât de mare ar fi, este foarte simplu să te răstorni pe una dintre părți, greutățile vor pica și automat partea opusă va fi mult mai ușor de... Deci după, după o mică încălzire am trecut la primul exercițiu, cel cu benzile, da? Deci avem o bandă trecută pe sub bancă și prinsă de ambele, prinsă pe, pe ambele, le, prinsă în două părți de bară, da? Am făcut de câteva ori cu bara goală doar ca să exemplificăm mișcarea, pentru că Gabi cred că făcea ori prima dată, oricum, între primele dăți. Și i-am arătat cum e cu poziția asta, în, cu această bandă trecută pe sub noi, da? După care vom urca destul de repede la greutăți mai mari. Asta e un exercițiu extrem de util, lucrul acesta cu benzi, pentru că îți crește, cum să zic eu, progresiv, deci pe măsură ce înalți bara de la piept, ea devine mai grea, mai grea, mai grea și te vei lupta cu, cu o greutate din ce în ce mai mare, deci îți vor forța mușchii să, să faci efort continuu. A, categoric un exercițiu foarte bun pentru lockout este practic varianta... De fapt, nu neapărat lockout, cât, cât orice punct de la jumătate în sus. Da, deci, dar, practic... plus, dar mult mai important, cred eu, este faptul că ne ajută foarte mult pe partea de, de explozie, pentru că indiferent de ce tip de execuție avem, clar avem nevoie de execuție cât mai promptă și cât mai explozivă, da, și automat, pentru că de fapt, până la urmă, forța este o expresie a vitezei de, de execuție și este în interesul nostru să avem execuții cât mai rapide, tocmai pentru a nu avea grindul care ne poate face să ratăm sau să nu avem o execuție neapărat. În momentul, în care, ai, în momentul în care ai o execuție în viteză, înseamnă că ai clar forță să faci să faci și mai bine de atât. Da.
Pe lângă asta este, din punctul meu de vedere, și un exercițiu foarte bun pentru partea de, de hipertrofie, mai ales că cumva simulează niște mișcări de, de izometrie și mai ales pe partea aceea de, de final. Veți constata că mușchii se contractă foarte mult, în special în cazul meu tricepsul și, și pieptul. Pieptul se contractă foarte, foarte tare, deci este un exercițiu pe care dacă îl faceți nu neapărat în scopuri de, de, de powerlifting, ci de bodybuilding, cu greutăți evident mai moderate și cu repetiți mai mari, veți constata că veți obține o pompare foarte mare, pentru că mai ales dacă faceți cu repetări foarte multe, pe, la ultimele repetări care vor fi mult mai, mult mai dificile, veți constata foarte ușor faptul că efortul acela final de a îndrepta vara va pompa foarte, foarte mult, mult sânge în, în mușchii care ne ajută la execuție, cu pregătări, așa cum am spus, în, în zona pieptului și, și la triceps. Pe lângă asta, este și un exercițiu bun, culmea, de stabilizare, pentru că probabil contează foarte mult și cât de, de întinsă este bara, dar de exemplu la niște, la folosirea unor benzi elastice mult mai dure și mult mai, să zic așa, restrictive, clar veți constata și o dificultate în a stabiliza bara înainte de execuție și chestia asta evident va antrena foarte mult mușchii stabilizatori. Apropo, pentru noi, Răzvane, următorul antrenament cu benzi va fi cu benzile alea goase. Da, tocmai la asta mă și gândeam, știi, pentru că, că e clar că putem să facem pasul următor. Eventual, nu știu, punem sora benzii protocolei să punem, să dublăm, practic, rezistența. Este într-adevăr un, dacă mă întreb pe mine, este un exercițiu de bază în momentul ăsta pentru noi, cred că este după Earquake Bar și Static Hold, este cel mai utilizat exercițiu de împins pe care l-am făcut în toată perioada. Astea trei, apropo, pentru cei care ne ascultă, am avut trei exerciții ca un fel de revelații pentru noi. Pentru progresul nostru la bench press. Prima, cel mai important, ar fi Earthquake Bar-ul, da? Categoric, că e pe locul 1. Apoi, pe locul 2, cel puțin după mine, nu știu dacă și Răzvan e de acord, ar fi Time Hold-ul, da? Deci ținerea unei greutăți foarte mari pentru o durată de timp. Al treilea ar fi ăsta cu benzile. Și asta mă refer pe lângă exercițiile clasice pe care le făceam cu touch and go, cu pin and press, cu distanțierele. Da, oricum numărasem peste 16 variante. Da, alea deja și încă nu le-am făcut pe toate. Pentru da, că, alea deja le făcusem. Noi vorbim acum de exerciții noi. Ceea ce noi nu am specificat, dar probabil că privitorii noștri au remarcat cu siguranță, este că între timp camera de antrenament a căpătat o mică upgrade pe lângă bannerele cu emblema și cu semnele clubului nostru, au apărut și aceste suprafețe din tartan pe care le avem acolo și avem și mai multe în curte. Iar chestia asta ne va ajuta să aducem noi exerciții foarte bune pentru toate cele trei. Da, cât de curând o să facem și un pic de floor press, o să vedeți un pic de floor exact, press. Exact, la asta mă gândeam, floor press-ul care este iarăși un exercițiu cât de foarte... cât de curând o să facem și un pic de floor press. Da, ideea este că ne vor ajuta foarte mult aceste suprafețe din cauciuc, pentru că le putem regla înălțimea oricum dorim și ne va ajuta foarte mult și la îndreptări, ne va ajuta foarte mult. Ca idee, în momentul de față avem 90 de kg pe bară, plus tensiunea benzii, care undeva la punctul maximal variază între 10-15 kg în funcție de cât de lungi ai mâinile și brațele, cât de mult, da. Deci cât de mult e clar că din punctul ăsta de vedere tu ești cel mai avantajat de efectul benzii de rezistență. Cel mai adică avantajat tu, de efectul benzii sau cel mai dezavantajat că trebuie să îmi stolc ultima? Da, dar vezi tu, uite, chestiile astea, tu oricum ai foarte multe chestii atipice pentru tipul de conformație a corpului pe care l-ai. Pentru că în ciuda dezavantajului clar pe care l-ai datorat înălțimii,
toate aceasta, benchul este la tine cel mai bun, mă rog, ai cel mai bun raport de forță și la execuție și ai avut și cel mai bun progres la o probă la care este foarte greu să ai progrese foarte mari de greutate, adică nu, în niciun caz nu te poți aștepta. Varianta pe care am tot gândit-o în ultimul timp ar fi că, având în vedere înălțimea de 1,80 m un pic, eu ar trebui categoric să nu mai stau la categorii de genul 80 ceva, 90 de kilograme. Ar trebui să mă duc categoric peste 105-110 kg corporale, pentru că acolo corpul meu ar, cum să zic eu, n-ar mai fi dezavantajat de înălțime, ar fi avantajat de înălțime. Da, și e clar că ar, pe tine această conformație, mai ales că fiind înalt, nu ești unul acela de, să zic așa, de ectomorf, să obții masă sau să ai volum doar într-o anumită zonă a corpului. E clar că te-a avantajat foarte mult pentru că te-ai lățit foarte mult în zona spatelui, automat ți-a crescut foarte mult și zona din piept și evident că și benchul este probabil proba care crește cel mai vizibil în momentul în care crești în greutate. E clar, cu cât pui mai mult în greutate, cu atât progresele pe partea de împins vor fi mult mai ușor de obținut decât la alte probe. De exemplu, cu cât ești mai mare în greutate și, să zic așa, nu ai o distribuție neapărat uniformă a greutății, deadlift-ul va fi clar o problemă, pentru că mai ales dacă ești genul de lifter care are și un pic de burtă, va fi foarte greu să îi îmbrăiți corect și dacă veți vedea, majoritatea lifterilor, să zic așa, foarte corpulenți, dacă mă refer la corpulenți, mă refer la oameni masivi și cu masă musculară, la oamenii mai grăsuți, mai flat, să zic așa, au deadlift-ul foarte slab comparat cu împinsul și cu squat-ul. Ăsta este unul din momentele în care creșterea în greutate te ajută foarte mult. Merg și mai departe cu chestia asta, mai ales dacă faci împins din cămașă, oamenii care au greutate foarte mare și să zic au și puțină burtă vor fi și mai avantajați de chestia asta în condițiile în care cămașa are o cursă diferită față de împinsul clasic și fiind o cursă ușor mai circulară, merge undeva spre burtă, nu neapărat spre centrul pieptului, cum este cazul de față. Dar, mă rog, astea sunt chestii specifice care țin de anatomia și de structura fiecăruia dintre noi. Până la urmă, noi punem lucrurile astea pentru că le observăm și le vedem atât la cunoscuți de-ai noștri, cât și la atleți sau sportivi pe care îi urmărim și încercăm, măsura în care sunt chestii pe care le putem integra în antrenamente, să le folosim și dacă ne vor ajuta, de ce nu? Până la urmă, important este să încercăm toate aceste variații, pentru că niciodată nu știm cum ne vor ajuta. Drept dovadă, multe din chestiile pe care noi le-am văzut la alții ne-au ajutat foarte mult și ne-au ajutat să ne și formăm așa un stil de antrenament care ne-a prins foarte bine în perioada asta. Da. Deja aici Gabi a ajuns spre maxime, avea 110 kg plus benzile alea, deja devine destul de greu exercițiu. Noi am mers pe câte 5 repetări clasic. Okay. Da, am mers pe câte 5 repetări crescând greutatea la fiecare serie. Da, e o chestie care cumva cred că ne-a ajutat mai mult decât să facem serii clasice, nu știu, aceeași greutate 5x5. E cumva sistemul piramidal clasic de a face, nu știu, niște repetări cu greutate pe care o creștem în funcție de cum ne simțim, dar cred că cel mai mult am făcut toate antrenamentele fix, instinctiv, adică cum ne-am simțit în ziua respectivă și cum am anticipat că vom adapta greutățile, cam așa s-a și întâmplat. Partea bună este că noi doi suntem foarte asemănători la piept, adică mă refer la greutatea pe care o împingem și automat de cele mai multe ori am mers împreună cu aceeași greutate. Diferența noastră de împins probabil că se reduce într-o zi, nu știu, în funcție de cine are cineva, care dintre noi are o zi mai bună. Da, cine a dormit mai bine. Nu știu exact chestii de genul ăsta. De exemplu, veți vedea, pentru că vom ajunge și la momentul respectiv, Vali a avut o zi foarte bună la acest antrenament. Următorul antrenament a fost fix invers, m-am simțit eu foarte bine și aș fi, dacă de exemplu aș fi încercat niște maxime ale în ziua respectivă, cred că m-aș fi
mi-aș fi depășit foarte mult așteptările. Tocmai asta face foarte interesant sportul în sine, pentru că, habar n-am, poți să ai, nu știu, o perioadă foarte bună, intensă de antrenament, care a mers foarte bine, mai ales dacă combini și cu recuperare, cu nutriție, și poți să ai foarte proastă la concurs, datorată din chestii la care nici nu te gândești, nu știu, probleme medicale apărute de cauza emoțiilor, sau pur și simplu, este o zi foarte proastă, nu se aliniază planetele, ca să vorbesc așa mai stereotipic, și la fel de bine poți să ai o zi foarte bună când nu te aștepți, când nicio premiză nu spune chestia asta, și până la, și am constatat că de cele mai multe ori lucrul ăsta nu ține de odihnă, de cât de mult ai mâncat, de cât de, nu știu, chef ai în ziua respectivă. Ca exemplu personal, în zilele în care chiar am chef să mă antrenez și să fac o chestie, am cele mai mizerabile și cele mai proaste antrenamente. Fix în zilele în care vin cu chef și zic gata, astăzi o să rup norii. Alea sunt zilele care sunt cele mai proaste. Am încercat să mă feresc de a-mi face așteptări fix în zilele în care simt că voi fac. Apropo de ce ai zis tu, tocmai de asta rezultatele cele care contează cel mai mult sunt cele în ziua de competiție, pentru că dacă ne luăm codurile pe care le facem în sală, toți avem niște rezultate și niște scoruri incredibile. Toți, după toți îi auzi, mamă, în sală am împins 280 de kg, bun, sau am ridicat 500 nu știu cât. Ideea este cât te poți să faci în ziua competiției, cu regulile competiției, cu timingul competiției și cu toate celelalte presiuni care sunt de a executa ceva atunci când ești obligat și nu atunci când ai tu chef. Da, pentru că e clar că este foarte dificil să te adaptezi într-o zi, adică de foarte multe ori contează, mai ales la competiție, nu mai este tot doar legat de antrenament, este și de strategia pe care o adopți în ziua respectivă, pentru că în unele cazuri, chiar dacă tu, de exemplu, ești știi că ești mult mai puternic și poți să faci o greutate mult mai mare cât să, nu știu, să-ți îmbunătățești recordul personal, în unele cazuri nu merită să faci chestia asta și e bine să-ți gestionezi sau să-ți, nu știu, să economisești, între ghilimele de rigoare, resursele pentru, nu știu, o anumită probă, pentru a te păstra pentru alta. Vă dau un exemplu foarte, foarte bun pe care noi l-am trăit, de exemplu, au fost competiții în care s-a început, ordinea este clasică și clară pentru toată lumea, squat, bench, deadlift. Au fost competiții în care câștigătorul de la genoflexiune a renunțat la a treia repetare pentru că diferența între el și următorul care îl putea ajunge era mult prea, era imposibil de a fi surclasată și atunci, renunțând la acea a treia încercare care poate l-ar fi epuizat din punct de vedere al energiei. Și a păstrat mai multă energie pentru următoarele. Da, deci, deși era clar că poate omul în ziua respectivă ar fi putut să facă greutatea aia, dar și-a dat seama și a avut o strategie foarte bună și a zis, băi, n-are rost, de diferență de 30 de kilograme între mine și următorul sau ceva de genul ăsta. N-are rost să mirosesc asta când pot să folosesc această energie la o probă mult mai importantă. Drept dovadă, chestia asta este o strategie foarte bună. Și atunci, ceea ce facem în sală poate să aibă relevanță sau poate să nu aibă relevanță. Tocmai de asta contează foarte mult și ce se întâmplă în ziua respectivă legat de competitorii noștri. Poate sunt competitori foarte apropiați și foarte puternici sau, să zic așa, echilibrați la probe și atunci ai nevoie într-adevăr de tot ceea ce ai mai bun. Dar la fel e bine dacă este o diferență evidentă între tine și ceilalți, e clar că nu are rost să ți rostești resurse, mai ales că în unele cazuri, și chestia asta s-a întâmplat la powerlifter de elită, poate apăra așa numitul efect de bomb out, adică ratezi 3, să zic, încercări la o probă și automat nu te vei mai califica la total. Da, în sportul nostru, dacă practic una dintre probe ai ratat-o total și nu te-ai trecut deloc pe tabel, ești la vedere, la total nu mai practici. Deci cel da, mai poți e mai... păcat, e păcat, e păcat să faci chestia asta doar pentru a sacrifica o anumită probă. Deci sunt foarte multe. Până la urmă, sunt atâtea variabile și niciuna nu poate fi, să zic așa,
rezolvată printr-o chestie anume, pentru că la fel de multe, la fel de bine depind de alte lucruri pe care nu le putem controla la fel de mult. Și atunci, tocmai de asta, cum ai spus și tu, ziua competiției este cea care contează cel mai mult și orice ce facem în sală sau știm că putem să facem în sală nu mai are absolut nicio relevanță, pentru că la fel de bine în adrenalina concursului poți să îți distrugi toate recordurile, să fii, ai o zi extraordinar de bună sau la fel de bine poți să ai o zi în care nimic nu se leagă și ceea ce ai dobândit în antrenament. Hai să revenim un pic la ceea ce se întâmplă în momentul de față, în antrenament. Să explicăm un picuț pentru cei care se învăț prima dată ce se întâmplă aici. Deci, practic, exercițiul acesta de mid pin press, da? Poate fi făcut în felul următor. Trebuie să ai două safety-uri stânga-dreapta pe care să poți să lași greutatea cu care lucrezi, da? Să poți să o lași liniștit pe ea. Îți pui o greutate care consideri tu că cu poți să faci câte repetări vrei. Greutatea de obicei este mai mică decât cea cu care poți să faci exercițiul normal. Și ai posibilitatea de a seta cele două pinuri stânga-dreapta la ce înălțime vrei, plecând de la cum am executat noi acum, exact la nivelul pieptului, da? Deci practic noi am pus pinurile exact pe piept și apoi poți să urci ușor, ușor în sus, da? La 2 cm la piept, 3, 4, 7, 10 cm și să faci pinul din orice poziție pe care o consideri tu că este deficitar. Da, dacă te blochezi la jumate, îl pui la jumate. Dacă te blochezi la loc, înainte de a întinde coatele, îl pui acolo și faci de acolo. Dacă te blochezi la nivelul pieptului, îl pui la nivelul pieptului și faci de acolo. Da? De precizat faptul că după fiecare repetare e cât mai bine să încerci să resetezi totul, după mine, asta e părerea mea, pentru că practic pleci dintr-un punct mort. Da? Deci nu te folosești de izbitura barii de pinuri și să încerci să folosești acel recurs, nu, pur și simplu lași bara să fie într-un punct complet mort și de acolo începi să o ridici. O observație personală, de fiecare dată când fac acest exercițiu, prima repetare este mai grea decât a doua. Da, da, deci prima repetare este foarte grea, a doua deja sistemul nervos s-a obișnuit un pic cu ce se întâmplă și o ridici mai ușor decât pe prima. După care din nou a treia sau a patra sau a cincea devin grele. Dar prima de obicei este foarte grea pentru că te așezi pe bară și trebuie să pleci dintr-un punct complet mort. Am observat acum la mine un lucru foarte, foarte interesant și greșit. Și o să-l fac o precizare și pentru voi, dar eu deja am băgat la cap pentru mine. La unele dintre repetările pe care le-am făcut la acest pin press, da, am făcut bracing-ul, să zic așa, un pic greșit. La ce mă refer? Când faci bracing-ul pentru squat și pentru deadlift, da? Aerul trebuie să se ducă practic cât mai jos și să-ți umpli, să zic așa, cât mai mult abdomenul cu aer, de jur împrejur, să se ducă aerul pe peste tot acolo, astfel încât să ai un cor, deci să ai un mijloc cât mai solid posibil. În cazul benchului, da? Uite, o să mă uit și la tine, Răzvane, sau să te uiți și tu atent la ce faci tu, că eu m-am uitat la mine. Practic, unele le-am făcut bine, da? Și anume la ce mă refer bine? Bracing-ul trebuie făcut invers, da? Deci tot aerul încercat să-l duceți sus, în cavitatea toracică, aici sus, să băgați tot aerul posibil, să nu-l lăsați să se ducă în stomac, că nu te ajută cu nimic. Da, deci, practic, noi nu trebuie să mărim ca la deadlift sau mai ales ca la geno, nu trebuie să punem tot aerul jos în cutie și să-l încordăm acolo. Pentru că nu acolo ne ajută. Deci trebuie să-l ducem undeva în zona mediană, piept și, nu știu, în zona mai ales că dacă și un, să zic așa, crești cavitatea toracică, e clar că reduci și câștigi câțiva centimetri din curta. Da, deci noi practic curtată. Să ducem aerul cât mai mult în punctul pe care îl ridicăm cel mai sus, da? Categoric nu o să ridici cel mai sus buicul. Da? Deci evident. N-ai cum la piept să ridici cel mai sus buicul. Vei ridica undeva în zona sternului, pe acolo pe undeva vei ridica. Și acolo trebuie să duci cât mai mult aer posibil. Dacă înveți să controlezi chestia asta, îți mai umfli cutia toracică cu 1, 2, 3 cm spre deosebire dacă duci tot aerul în stomac unde nu te ajută. Deci, la genul ăla te ajută, la deadlift te ajută, chiar și la box te ajută. Dacă îți dă cineva un pumn în stomac, te ajută să ai bracing-ul făcut foarte bine, dar la piept, dacă ți încordezi foarte bine zona abdominală, nu e un mare câștig.
Da. Bună observație, mai ales că ai văzut și în... Da, apropo, încă un lucru... cuvintele astea, ca să zic așa. Mai lasă-mă un pic, că zare te rog. Încă un lucru foarte important. Eu am observat, de când am început toată seria aceasta, da? Am observat zeci, zeci, zeci de greșeli pe care le fac, uitându-mă la videoclipurile pe care le filmez, da? Și pentru cei care nu faceți chestia asta, nu zic să vă filmați tot antrenamentul, dar măcar câteva serii pe care le faceți, filmați-vile și uitați-vă pe telefon acasă, da? Pentru că veți vedea niște lucruri care nu o să vă vină să credeți. Dar asta evident din, unghiurile potrivite pentru a vedea și detaliile. Da, exact, trebuie să vezi și care sunt unghiurile bune, dar indiferent ceea ce crezi despre execuția ta, după ce te filmezi, o să ai surprize, da? Deci o să ai surprize. Uite, la ultima repetare pe care a făcut-o Răzvan acum, l-am văzut că am împins stâmb, adică am împins cu mâna dreaptă mai mult decât cu mâna stângă, da? Evident, nu face chestia asta tot timpul, dar la această serie, la care mă uit eu, efectiv așa a făcut. Deci probabil că s-a așezat cumva un pic stâmb pe bancă și am împins cu umărul și cu mâna dreaptă mai mult decât cu cealaltă. Și era o maximală, asta însemna... A, putea să fie o ratare... Ce? Da, ar fi însemnat o ratare, pentru că e foarte greu să restabilești la o greutate maximală o poziție de asta un pic incorrectă în care împingi mai mult cu o mână decât cu cealaltă. Da, apropo de ce spuneai mai devreme, chiar dacă și floor press-ul este un exercițiu aproximativ similar cu pin press-ul, pentru că definitiv pleci tot dintr-un unghi mort, cred totuși că pin press-ul este mult mai eficient, pentru că deși este la fel de limitativ, să zic așa, datorită pinurilor, ai totuși mult mai mult range motion și practic faptul că mi se permite să avem coatele mai jos de nivelul mușchilor dorsali îl face mult mai eficient decât în cazul unui floor press unde tricepsul se lovește de podea și atunci nu mai ai altă. Da, dar practic fiecare dintre ele au scopul lor, pentru că și la floor press ai alte avantaje față de pin press. Ai altă poziție. Da, te ajută pe poziție. Partea următoare a mișcării, practic. Da, nu, deci practic tu ai, dar în primul rând la floor press, ai altă poziție. Deci, uite, să fac acum o glumă, să sunt curios și o să zică cei care ascultă, că acum mi-a venit pe loc. Din punctul meu de vedere, floor press-ul, da, e o mică combinație între pin press și Larsen press, pentru că practic tu folosești o anumită parte din pin press, dar folosești și o anumită parte din Larsen press, pentru că la floor press tu practic îți anulezi cât de cât picioarele, da? Indiferent dacă stai arcuit în floor press, tu nu o să poți să împingi în picioare și să transferi greutate, să transferi, scuză-mă, forță în a ridica greutatea, pentru că nu prea ai cum. Nu știu cum ai putea să fii un fel de, eu știu, Spider-Man, să-ți îndoi picioarele de așa natură încât să... Pentru că ai fundul și tălpile la același nivel, da? Nu ai cum să pui picioarele un pic mai jos decât fundul ca să poți să împingi în ele. Și atunci ai pierdut treaba aia și trebuie să împingi pur și simplu din poziția respectivă a spatelui plus, deci ai cele două puncte de contact, fund și spate. Picioarele în momentul ăla că le ții întinse, că le ții îndoite, că le ții... Sunt doar, cum spui, cel multe, poate te poți sprijini să nu cazi stânga dreapta cu greutatea, dar mai mult de atâta nu prea. Da. Altă chestie care cred eu că este foarte, foarte important este că la floor press nu ai nevoie să-ți faci sau să-ți aranjezi setup-ul de fiecare dată. Poate să meargă foarte, mult mai cursiv. Pentru că și cursa este mult mai de așa natură. Aici, cum ai spus și tu, pentru a face exercițiu foarte, foarte eficient, trebuie să ne facem setup-ul de la fiecare repetare în parte. La floor press, pur și simplu, trebuie doar să ții un pic bara în momentul în care se atinge de podea pentru a pune această rezistență pe tricep și de a-l activa. Dar personal oricum mă împac la fel de bine cu amândouă, dar ca eficiență clar pin press-ul este mult mai folositor, pentru că
rezolvă sau ajută la principala problemă, ca să zic așa, între ghilimele, pe care o au majoritatea oamenilor care fac împinsul, și anume plecarea, pentru că ea este cea care face diferența între a avea execuția finalizată sau nu. Cu atât mai mult cu cât dacă facem mai mult de 2-3 din mișcare, e clar că avem mult mai multe șanse să facem lockout-ul efectiv pentru a termina repetarea. Ori chestia asta ne ajută fix în acest loc, cu atât mai mult cu cât pinurile pe care noi le avem sunt practic la nivelul pieptului. Nu toți, să zic așa, cred că au șansa asta de a regla atât de bine pinurile, pentru că pot fi, nu știu, cu câțiva centimetri mai sus și atunci nu va fi la fel de folositoare așa cum este pentru noi în momentul de față. Apropo de asta, noi, Răzvan, ar trebui să facem un pin press și să mai facem, să mai dăm câteva găuri, să facem un pin press și mai de la câțiva centimetri deasupra pieptului, să mai lucrăm și zona aia. Da, nu e ideea rea. Am lucrat destul de multe ori de la nivelul pieptului. Am putea să ne mutăm câțiva centimetri mai sus, să schimbăm un pic. Da, e clar că oricum chestia asta ne ajută fix în raport și la nivel de forță, pentru că e cursă mult mai lungă. Și uitându-mă la greutatea pe care am avut-o, chiar dacă ultima repetare a fost foarte dificilă și iarăși s-a repetat chestia aia pe care ai spus-o tu cu inegalitatea dintre mâini, cred că e o chestie care s-a repetat la mai multe din execuțiile pe care am avut în ziua respectivă, și uitându-mă la cum stau pe bancă, cred că o mare parte din problemă se datorează faptului că probabil eram ușor tensionat în zona coapselor și nu puteam să țin picioarele egalizate. Mă uitam chiar acum la ultimul cadru pe care mi l-ai arătat și picioarele mele nu erau foarte egale, adică piciorul drept era cu câțiva centimetri vizibil mai în dreapta și mai în față. Probabil de asta, da. Și cu siguranță nu mi-am dat seama de lucrul ăsta și o să mă uit mai atent la următoarele... Vezi cât de important e să ne uităm pe video și să analizăm... Da, nu, deci e clar că era o reminiscență a antrenamentului pe care l-a fost în cozi înainte, care a fost foarte, foarte dificil din punct de vedere al greutăților pe care le-am făcut și al intensității. Îl făcusem în costum și automat chestia asta, uitându-mă acum, e clar că asta a fost de fapt problema, pentru că de fapt are și logică tocmai în modul în care inegalitatea dintre mâini s-a datorat fix faptul acesta, pentru că picioarele nu au fost poziționate cum trebuia și nu am putut să fac tensiunea care trebuia, dar și nici să împing, să am leg drive-ul pe care îl am de obicei. Văd că la timp press ai lucrat un pic mai puțin ca mine, dar până la urmă ți-a prins mai bine pentru finalul antrenamentului, pentru că... Da, nu, la timp press asta a fost și ideea, eu mi-aduc aminte ce am gândit în ziua aia. Am vrut să fac sigur cele 5 repetări, adică mai ales că tu făcusei înainte de mine, făcusei 130 și nu știu cât ai făcut, 3 sau 4, am zis nu, cum să zic eu, vreau să le fac, să le duc până la capăt, știi? Da, până la urmă e o strategie bună. Și mai e o chestie, eu la piept singurele mele probleme sunt umerii, acolo mă doare, la unele exerciții mă dor umerii mai tare decât la altele. Ce am observat este că atunci când mă dor, trebuie să fac ceva să nu, cum să zic, să nu exagerez, pentru că în momentul în care mă dor și exagerez, sincer, îmi fac mult rău. Adică după aia trag foarte mult de mine. Da. Deci, practic, acum noi am trecut la Larsen Press, da? Care este ideea? Priza pe bară este exact aceeași pe care o ai în mod normal. Numai că trebuie să ridici picioarele în aer, care picioarele le poți ridica mai sus, mai jos, mai... Ideea e să nu atingă solul. Da, noi ne-l facem mai dificil în momentul în care ținem picioarele în aer, pentru că chiar dacă nu le avem în tipte în pământ și le ținem alternate, tot îți conferă o anumită stabilitate. La fel și dacă am ține picioarele efectiv pe bancă și atunci ținându-le în aer, e clar că este cea mai mică probabilitate de a avea un reper de...
de stabilizare și de control al corpului și este practic totul în upper body. Da, aici am deja, aici am deja consumit destul de bine încălziți, așa că de-aia, după cum vedeți, am și trecut direct la, cum zice, la 100 de kilograme fără să mai facem altă încălzire. Acum, ca să fac o mică glumă, majoritatea oamenilor care nu fac execuțiile acestea tehnice fac practic un Larsen. Cred că toți am văzut la un moment dat în sală oameni care antrenându-se la împins sau la, mă rog, la bench press, în momentul în care se chinuie cu anumită greutate sau este ultima repetare și este foarte greu de făcut, au tendința sau chiar fac chestia asta să ridice piciorul de pe da, sol. Da, dar chestia de a ridica o dată la un moment dat și un singur picior și ăla, cum îl ridici, aia nu te ajută. Ceea ce face aici e ceva super controlat, cu o greutate controlată și îl facem ca să eliminăm stabilitatea corpului special pentru a ne întări și mușchii stabilizatori și forța... Exact. Forța din upper body. Gândiți-vă că, așa cum probabil știți, powerlifting-ul nu este un sport olimpic. În schimb, la varianta paralimpică, deci pentru atleții care au probleme sau diverse handicapuri, există proba de bench press. Scorurile și rezultatele pe care le vedem la bench press-ul făcut de atleții paralimpici care practic nu își folosesc deloc picioarele. Care nu au picioare sau au picioarele complet paralizate. Da, nu se pot folosi de ele, e clar, pentru că nu se pot folosi de ele, deci este incredibil. Dar au rezultate mai bune ca noi. Da, nu, deci au rezultate la nivel de, se pot compara cu oamenii care fac, nu știu, împins tot așa la nivel de elită. Sunt oameni care au o forță, dacă este să luăm așa între ghilimele pound for pound, cred că din contra au mult mai multă forță, pentru că e clar că în momentul în care împingi, nu știu, 200 de kilograme fără a beneficia de picioare versus 200 de kilograme când ai tot corpul sănătos și poți să împingi și din picioare, e clar că cel care nu își folosește absolut deloc picioarele este mult mai puternic, pentru că are o forță upper body mult mai mare și e clar că este forță brută. 2 la mână este și o execuție foarte strictă de cele mai multe ori, pentru că nebeneficiind de un minim de arce, clar că este practic. La exercițiul ăsta noi am gândit să mergem pe 3 repetări în loc de 5, pentru că știam asta, că vrem să mergem la greutăți un pic mai mari și atunci am să facem doar 3 repetări, da, dar tot vreo 5 serii, dar am să facem 3 repetări ca să urcăm la o greutate mai mare, pentru că dacă făceam tot câte 5 repetări, da. Era foarte epuizant. Oricum a fost foarte mult. Oricum a fost un antrenament extrem de epuizant ăsta, atâtea exerciții și după cum o să vedeți în curând am mai dat și maximale, adică după ce am făcut 50 de serii. Da, a fost mai mult o chestie de distracție ca să vedem cum reacționează corpul nostru la un antrenament de genul acesta și dacă putem sau suntem în stare să mișcăm și niște greutăți mai mari apropiate de maximalele noastre. E clar că în momentul în care vrei să îți testezi un nou record sau să dai un nou record, chestia asta trebuie gândită înainte, pentru că, sau mă rog, ar fi logic să fie așa sau în mod normal, pentru că dacă vrei să ai continuitate și progres mult mai mare, nu este neapărat indicat asta pentru majoritatea sportivilor, să faci chestia asta foarte frecvent. Din contră, marii sau atleții profesioniști își aleg foarte atent perioadele în care să ajungă în vârf de formă, asta pentru că și periodizează antrenamentele mult mai mult și mult mai adaptat nevoilor și propriilor, zic așa, specificații pe care le au. Noi făcând chestia asta la un final de antrenament a fost mai mult așa un fel de check al putinței noastre într-o zi respectivă, dar e clar că este puțin probabil, indiferent de cât de odihnit ai fi sau cât de bun ar fi forma ta în ziua respectivă, este foarte greu spre imposibil să dai o maximală 100% în condițiile în care ai făcut câteva sute de repetări în ziua respectivă, da, și faci adică chestia după ce ai făcut 5-5 la un exercițiu, 5-5 la alte întâmplarea a făcut ca până la un anumit punct nu o să ne meargă.
dar pe de altă parte este foarte încurajator, pentru că dacă reușim la finalul unui antrenament foarte intens și foarte dificil să împingem greutăți care sunt clar peste 95% pentru amândoi, e clar că într-o zi perfectă, într-o zi bună și în care să ne pregătim specific pentru a împinge un one rep max, asta înseamnă o încălzire diferită, mult mai puțină pauză între exerciții, mult mai mult, să spun așa, mult mai mult timp de a te concentra efectiv pe execuție, pentru că evident nu vei fi la fel de obosit și te vei putea concentra strict pe execuția pe care ai de făcut și asta evident se va orienta și în modul în care faci setup-ul pe bancă, va fi mult mai ușor să te concentrezi pe chestia asta și prepuizarea poate fi un factor decisiv în momentul în care vrem să atingem o greutate mare. Drept dovadă, așa cum ai spus și tu, am încercat să mergem pe 3 repetări și până la urmă am ajuns la 140, care este oricum o greutate semnificativă. Păi, ideea de a face 3 repetări cu 140 de kilograme, care, hai să fim serios, și anul trecut la, cum zic, o competiție era greutate de medalie, da. Mă refer una, nu 3, da? Deci, cum zic, odată ce ai făcut una bună, deja erai, nu mai știu exact, 140, cred că era medalia de bronz. Da, deci, oricum, chiar m-am documentat cumva recent și am văzut că, ca medie, să zic așa, indiferent, și când vorbim de medie, vorbim de average-ul pe care îl împing oamenii în săli, ca să fii considerat peste nivelul, peste un anumit nivel, să fii considerat elit în ceea ce privește împins, trebuie să împingi peste 290 de pounds, care înseamnă 131 de kilograme. Deci ca bărbat, ca să ieși din media oamenilor care se chinuie la împinsul din culcat și să te consideri, să zic așa, mai avansat, cam asta ar fi, să împingi peste 130 de kilograme. Acum, asta este un scor care nu are legătură cu greutatea corporală, cu chestii de genul acesta. La noi, în sportul nostru, contează foarte mult chestia asta, mai ales la departajare. Deci când stau și mă uit cum a mers în ziua aia acest 140, îmi vine să mor, deci nu vine să cred cât de bine a mers. Da, asta era zi în care să sper că, să o ai la concurs, pentru că ar fi făcut diferența foarte, foarte mare. Nu vine să cred cum a mers, frate. Da, mult mai, faptul că ți-ai conservat energia la pin press-uri a făcut diferența până la urmă, pentru că, iată, aceste mini maximale, ca să le zic așa, pentru că o maximală poate fi considerată nu doar aproape 5 repetări la 140 deja. Da, orice repetare, un AMRAP, de exemplu, este o repetare maximală. Practic este greutatea maximă cu care poți să faci 50 de repetări. Deci este tot un indicator de forță. Și de foarte multe ori chestia asta, aparent, ar trebui să fie un reper al estimării greutăților pe care le putem ridica, adică, de exemplu, dacă știi că poți face 3 repetări cu 140 de kilograme cu stop execuție de concurs, e clar că, indiferent de ziua pe care ai, vei putea împinge peste 150 de kilograme. Da. Doar că poate într-o zi foarte, foarte bună să nu împingi 150 de kilograme, poate să împingi 160 de kilograme. Deci chestia asta depinde foarte, foarte mult. La fel de bine sunt oameni care se antrenează în sistem mult mai intens și nu neapărat cu volumul pe care îl facem noi și cumva seriile lor de lucru au una, două, trei repetări și nu se descurcă neapărat cu un număr foarte, foarte ridicat de repetări. Până la urmă este o chestie de cum ne adaptăm și cum se simte corpul și cum ne simțim noi cel mai bine. Asta a fost prima încercare de maximal a zilei pe care, dacă mi-aduc bine aminte, am ratat-o. Asta și pentru că am hotărât să fac gen imediat după... Nu, cred că nu ți-a prit tricou. Ce anume? Nu ți-a prit tricoul.
Da, nu, a făcut chestia asta ca să văd, să-mi văd arciul, care e parcă mai, mai mare și mai vizibil ca cel de data trecută. Dar iarăși, de bun. Iarăși mă uit la picioare și deloc este diferență de câteva, de câțiva centimetri buni între ele. Adică piciorul stâng era fix la marginea suportului. Eu mi-aduc aminte, ca să înțelegeți, eu mi-aduc aminte că am, cum să zic eu, am zis că fac maximale, dar am mai stat un pic să, cum să zic eu, să mă mai odihnesc. Nu, am făcut câteva serii cu Earquake barul, mă rog, am fi dorit să facem mai multe, doar că din păcate la un moment dat una dintre benzii a cedat și atunci am decis să renunțăm la mai, la mai face. Chestia asta cumva, ne fiind cu greutate foarte mare, ne-a relaxat mai mult și atunci am putut să facem, acele maximale de final de, de program mult mai, mult mai ok. Deja Earthquake barul pentru noi acum este mult mai ușor și mult mai prietenos. Chiar am ajuns să facem foarte multe repetări cu el la ultimul antrenament în care iarăși am făcut Earthquake bar. Am făcut și eu și Vali peste 30 de repetări cu 50 de kilograme. E clar că ne-am adaptat foarte bine la, la exercițiul acesta și ne, sau mă va ajuta la, la următoarele antrenamente în care, așa cum am spus, voi introduce și, și cămașa. Am filmat deja unul dintre aceste antrenamente cu unul dintre colegii noștri de antrenament, care a revenit în forță după terminarea izolării. Urmează ca la următorul antrenament să, să iau și eu cămașa și atunci să... să vedem cât de mult ne-a, cu adevărat ne-a ajutat Earthquake Baro, pentru că în cămașă, așa cum am mai spus, trebuie să fim foarte atenți, să avem foarte mare grijă la execuțiile noastre, pentru că nu ne permitem foarte, foarte multe, să zic așa, greșeli sau scăpări din punct de vedere al gestionării echipamentului, pentru că tocmai genul acesta de exerciții ne vor ajuta să, să stăm mult mai bine și să putem să gestionăm echipamentul mult mai, mult mai în regulă. Toți ne amintim când am făcut prima dată cu această bară, a fost efectiv horror, deci nu... Da, mă rog, dacă ești un om care cedează ușor, e clar că te, te va descuraja acest exercițiu. Inclusiv eu am fost foarte descurajat, pentru că prima dată... Da, de fapt este o chestie... Ai reușit să faci una sau două repetări? Nici măcar pale nu cred că le-am făcut. Dar am avansat de la antrenament la antrenament. Următorul am făcut 6-8 repetări, după care e clar că... Ai dus pe 20? Corpul se adaptează foarte ușor și ceea ce este foarte... surprinzător și în același timp interesant este că asta spune foarte multe despre cât de grele ni se pare anumite chestii pe care nu le-am făcut și la care avem un șoc pe care nu putem să controlăm, pentru că până la urmă, în momentul în care faci o mișcare cu care nu ești deloc obișnuit, corpul este clar derutat, dar arătându-ți progresul pe care îl faci de la antrenament la antrenament la același exercițiu, îți arată cât de ușor se adaptează și cât de bine răspunde în momentul în care introduci chestii de genul acesta în, în rutina de antrenament. Da, deci noi clar progresul pe care l-am avut la bench press ca și la altele, dar progresul pe care l-am avut la bench press este datorat acestor variații, acestor multitudini de, de tipuri de antrenament. Pe lângă asta este și un exercițiu foarte distractiv. Asta este partea cea mai bună. Este foarte, să zic așa, rar sau nu neapărat rar, că până la urmă toți ne antrenăm cu plăcere, dar e clar că sunt anumite zile sau anumite exerciții la care trebuie să fim mai concentrat, chiar dacă, așa cum am spus, antrenamentele overall ne dau o stare de bine, dar exercițiile de genul acesta care sunt foarte distractive și care ne și amuză, pentru că e clar că în momentul în care avem un partener de antrenament care nu a mai făcut această variație și îl vedem cum... Îi facem botezul ai... și ne distrăm. Exact, cum ne... cum se zic... Apropo, chinuie... spre să se... apropo... Sper să se uite Caliani pe, pe video ăsta, că îl, îl așteaptă o, o încercare cu, cu bara noastră. Da, nici nu mă îndoiesc că nu o să dea curs invitației, pentru că până la urmă e botezul de foc al tuturor care vin la tine în, în facilitatea de antrenament. Noi între timp am mai filmat un antrenament de împins
foarte, să zic așa, bun pentru mine. A fost ziua mea, am o zi extraordinară. Dar ceea ce urmează să pregătim la culmea săptămânii care, la următorul de antrenament de împins, chiar merită să urmăriți. Probabil ne vom antrena cu unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun sportiv de împins de la noi din România, și când mă refer la chestia asta vorbim despre sportiv legitimat care concurează în competiții testate antidoping și la care când ne... Când vorbim de sportiv testat antidoping, nu este probabil, este 100% cel mai bun din România. Da, nu, dar cu siguranță l-am împins, este cel mai bun, l-am împins clasic, deci l-am împins lui Ro, este cu siguranță la momentul actual este cel mai bun din România, da. Și vom avea, să zic așa, șansa și oportunitatea foarte probabilă să ne antrenăm împreună. Am mai făcut-o de altfel de câteva ori și atunci cu siguranță merită să vedeți și unul dintre cei mai buni de la noi în acțiune, așa că am făcut acest spoiler, ca să zic așa, pentru a crea puțină emulație și să urmăriți cu interes următoarele videoclipuri pe care o să le punem și o să le comentăm, evident. Aici noi ne planificasem să ajungem până pe la vreo 20 de repetări aproximativ, dar la un moment dat una dintre coi s-a rupt și a trebuit să întrerupem un pic mai devreme exercițiul cu Earthquake Bar-ul și să ne întoarcem la maximalele de care vorbeam mai devreme. O să vedeți în curând. Foarte, foarte important de spus este că, deși n-am vorbit foarte mult despre Gabi, personal am rămas cumva surprins că pentru un om care aproape 3 luni nu s-a antrenat, s-a prezentat într-o formă foarte bună, atât fizică, pentru că probabil a avut grijă la dietă și antrenamentele așa cum a putut să le facă cu benzi sau cu alte accesorii de genul, l-au ținut cât de cât în formă, dar așa cum remarca și el, nu a pierdut foarte mult din câștigurile de forță și chiar a avut și el o zi bună spre foarte bună. Cumva cred că este și chestia aia pe care mulți o avem, mai ales în momentul în care avem o perioadă foarte lungă în care nu ne antrenăm și e bucuria aceea, este, să zic așa, emulația aceea în care, nu știu, te bucuri că te antrenezi, ai energie foarte, foarte, foarte bună. De altfel, unul dintre prietenii noștri care a început să se antreneze de aproximativ 2 săptămâni, deci din 12 zile s-a antrenat 10 sau 11 în continuu, fără pauză, fără nimic. Deci e clar că toată perioada aia că în care asta degeaba... Haideți să trecem din nou la maximale. Am zis să le facem touch and go tocmai pentru a nu ne criza foarte tare. Și uite că ai reușit-o. Da, din fericire am reușit-o. Tu ai decis să le faci un pic diferit. Acum, ca să fac o glumă, nu că ar face mare diferență față de cum faci tu benchul în mod normal, pentru că tu nu-ți folosești oricum picioarele, deci tu tot o variație de Larsen faci. Da. Încurajat, să zic așa, de ambii, încurajat de execuțiile pe care le-am avut, am decis că putem să încercăm și mai mult. Iată că și Gabi a avut o execuție bună la 120 de kilograme, foarte rapidă de altfel. Din păcate, eu am ratat, așa cum o să se vadă pe video, următoarea încercare la 155 de kilograme. Vali a făcut-o pentru că, iată, ziua lui s-a adeverit mult mai productivă ca a mea. Nu am fost neapărat foarte supărat, pentru că până la urmă nu era neapărat un program și a fost o chestie iarăși de distracție, da, și de divertisment. Dar uite, vezi, uite-te la picioarele mele, diferență foarte mare. Da, da, de poziție. Și clar, chestia asta m-a denaturat foarte, foarte, foarte mult. La tine, din fericire și spre bucuria noastră, iată, a mers foarte bine și era clar că mai era loc. Am întins mai bine picioarele. Da, exact, ai întins mai bine picioarele decât o faci de obicei. Am împins mai bine picioare, știi? Bună observația ta, într-adevăr. Dacă într-o zi ca aceasta, în care ați văzut că antrenamentul nostru a fost
orice, dar nu ușor. Dacă într-o zi ca aceasta reușești la final de antrenament, deci după atât de mult aproape 2 ore de antrenament să faci 155, chiar și touch and go este... Că pentru că, la urmă, dacă faci un 155 touch and go, e clar că stop, faci minim 150-152,5. Deci e clar că într-o zi bună, Vali, eu cred că te poți aștepta chiar și la un 160 One Rep Max, fără nicio, să zic așa, teamă și până la urmă ca să vezi progres foarte mare vis-a-vis de ultimele concursuri și cam ce a însemnat pentru tine, nu știu, toată această creștere în greutate și cât de mult ți-a prins pe partea aceasta de împins, pentru că până la urmă în cazul tău chiar poate fi o probă care să facă, mă rog, nu neapărat să facă diferența, dar care să te aducă sau să te pună mereu în poziția de a te bate pentru o medalie și poate de ce nu să te ajute și la total, mai ales că de fapt tu chiar ai luat medaliile pe care tu le-ai luat la competiții, le-ai luat pe toate la împins, la competițiile da, pe care da, le-ai... Da, da. Deci atât la campionatul de powerlifting cât și la cel dedicat de... Bine, împins din curcat clasic. Deci cum zic eu, până în anul ăsta, eu nu aveam nicio formă cum să am pretenții la o medalie de orice culoare la total, în condițiile în care genoflexiunea mea era mai mică decât împinsul la piept, adică era sau la egal, era genoflexiunea. Da, dar pe de altă parte, dacă te concentrezi, e clar că și vei avea și progrese mult da, mai rapide. Da, ideea este că genoflexiunea până în anul ăsta nu am tratat-o serios, sau mai bine s-am tratat-o cu, nu știu, o lăsam tot timpul în urmă, o lăsam să o fac după altceva, nu m-am, dedicat. Și se vedea chestia asta, era extrem de slabă. Acum progresul la genoflexiunii a fost enorm față de anul trecut, deci nu, cum să zic eu, nu mai mi se pare așa de, cum să zic eu, nu o să mă mai trag atât de jos genoflexiunile, categoric. La total mă refer. Da, da, da. Dar acum, având în vedere progresele foarte bune pe partea de împins, cred că la fel de bine poți să rămâi în zona aceea în care să te bați în continuare la medalii. La piept categoric o să mă bat pentru medalie, dar pe mine mă interesează să mă bat la medalie și la total, pe mine acolo mă interesează. Categoric, iată că dacă consistența și, să zic așa, constanța mai ales în ceea ce am făcut și a spus cuvântul, e clar că și ceea ce urmează să facem și să încercăm, au avut efecte foarte benefice și cumva este și o răsplată și o încununare a muncii pe care am tot depus-o. Asta este o parte a antrenamentului pe care eu am omis-o pentru că am plecat. Bine, nu e o parte a antrenamentului, aici pur și simplu am făcut ceea ce am discutat noi că să facem după fiecare antrenament, să luăm o greutate foarte mică, raportat la exercițiul pe care l-am făcut până atunci și să facem un pic de pompare, pur și simplu foarte mult sânge în mușchiul pe care tocmai l-am lucrat. Deci am luat amândoi o haltere de 60 de kg și am dat undeva în jur de 20 ceva de repetări, efectiv ca să pompăm foarte mult sânge în zona pe care tocmai o lucrasem cu maximalele respective. Da, n-a fost ceva... Altă formă de... ca să zic așa, ieșire din rutină. Dacă vă aduceți aminte, am făcut și noi un exercițiu cumva similar, ceva mai înainte, în care am marșat foarte mult pe ideea aceasta de pompare. Practic ăsta este un antrenament în care au fost cam de toate. Ca și concluzii, până la urmă, Ca și concluzie a fost una dintre zilele cele mai bune de antrenament și nu mă refer aici doar că mi-a reușit rezultatul la ceea ce antrenamentul pe total pentru amândoi a fost foarte, foarte bun. Am făcut multe exerciții, grele exerciții și categoric după ziua asta amândoi am avut un progres foarte bun. Da, partea bună este până la urmă că de bine de rău am dus în continuare toată perioada asta
inițial gândindu-mă că este bine, să zic așa, că ne și antrenăm și ne menținem cât de cât forma și ceea ce aveam înainte, dar cred că pot să spun cu mâna pe inimă că progresele au fost mult mai mari decât m-aș fi aștepta și poate în condiții normale, adică dacă n-ar fi fost pandemia și m-aș fi antrenat în sală cum aș fi făcut în mod normal, e posibil să nu fi avut progresele pe care le-am avut în toată perioada asta, în care cumva ajutați de situația actuală, antrenamentele noastre au fost foarte bune și recuperarea și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, în spatele acolo lor. S-a făcut diferența, da. Deci acolo s-a făcut diferența pentru la mine cel puțin clar, faptul că am reușit să dorm mult mai mult și mult mai consistent și mult mai bine, categoric m-a ajutat foarte mult. Plus că fiind în cazul nostru majoritatea timpului doar noi, am avut timp să ne facem și toate ideile de antrenament, să venim cu toate variațiile acestea și e clar că oricum au fost niște antrenamente diferite față de ceea ce am făcut noi în mod curent sau ceea ce poate făceam până la momentul la care să începem să ne antrenăm atât de des împreună, nu cum o făceam înainte, în funcție de timpul pe care l-avea fiecare și când ne puteam sincroniza. Ăsta a fost cumva, să zic așa, alt mare avantaj. Constanța partenerului de antrenament, altă chestie, pentru că până la urmă contează și chestia asta, să ai ca partenerul tău stabil de antrenament, să fie un om cu care să, zic așa, te înțelegi foarte bine și să te și anticipezi în anumite cazuri, mai ales când ai nevoie la spotting sau la alte chestii care țin de ajutorul lui. Bun, cam ăsta a fost antrenamentul nostru minunat de bench press. Sper că v-a plăcut și că ați văzut lucruri interesante în el. Și repet, uitați-vă la următorul antrenament de bench press, în care o să vedeți niște rezultate foarte, foarte, foarte frumoase pe care le-a scos Răzvan. Și uitați-vă la al doilea antrenament de acum încolo, pentru că veți vedea cam cel mai puternic om de la noi din țară, împingând la piept. Niște greutăți monstruoase. Ne vedem curând. Să sperăm că o să iasă cum trebuie. Numai bine, salut! Baft!